piesa vestimentară de rezistență din garderoba ta? Vai, mi-ai dat o provocare foarte grea, pentru că am multe piese favorite. Uite, aș putea să spun că pantofii ăștia au intrat în topul preferințelor mele recent. Nu sunt niște pantofi pe care poți să-i porți oriunde, dar se integrează destul de ușor. Dacă îmi doresc să-i accesorizez cu o ținută pentru un eveniment cum este acesta, pot cu ușurință. Cred că maletele sunt piesele de rezistență pentru că te scot din orice încurcătură. Maletă neagră, maletă nude, întotdeauna, maletă neagră, întotdeauna te scot din încurcătură. Am luat dimineața o cămașă și în timp ce probam, ai zis, nu, ceva nu merge, hai să iau... Să iau maletă. Maletele sunt piesele de rezistență, cred că din dressing-ul fiecarei femei, sau așa ar trebui să fie. Am foarte multe piese de rezistență și în special sunt cele vechi de colecție, pentru că colecționez tot felul de piese vestimentare din fel și fel de locuri pe care le păstrez cu foarte mare drag, piese vestimentare moștenite de la străbunica. Cum ar fi? Cum ar fi, am costumul ei de fată mare, cum se spunea, care este într-o condiție foarte bună. Mai am o ie foarte veche de la bunica mea și ea, la rândul ei, primită în familie din generație în generație. Aș putea spune că am mai multe piese de rezistență în garderobă și cred că orice femeie poate face o astfel de declarație. Dar dacă ar fi să mă gândesc așa la un accesoriu, mă gândesc la colecția de cercei pe care o am. Eu port cercei cu clips. Îmi plac foarte mult, îi port și pentru că am fost nevoită să-i port, dar și pentru că îmi place foarte mult forma lor. Port în general cercei foarte mari, cu multe pietre, cu multe culori, combinații contrastante în general. În general îmi place să îmi compun garderoba în jurul unor piese esențiale și de acolo să pornesc, dar sunt cămăși, sacouri, blugi, clasicele din orice garderobă.